Nu se pune problema instaurării unui lockdown după alegerile din 6 decembrie. Asigurarea a fost dată de președintele Klaus Iohannis. Șeful statului a anunțat că se observă o tendință de scădere a numărului de cazuri după restricțiile impuse în urmă cu câteva săptămâni. Dar asta nu înseamnă că măsurile vor fi relaxate prea curând, spune Iohannis. Am analizat cu precădere măsurile privind carantina zonală și, în acest sens, am solicitat Institutului Național de Sănătate Publică o analiză privind evoluția epidemiei în orașele și municipiile carantinate. Datele furnizate relevă în primul rând că, începând cu 20 noiembrie, la nivel național se observă o tendință de scădere a evoluției infecțiilor cu SARS-CoV-2. Klaus Iohannis a arătat că ne aflăm acum pe un platou în ceea ce privește numărul de noi infectări. Președintele susține însă că va mai dura până vom învinge pandemia. Este doar un început. Nu am învins virusul. Măsurile rămân în vigoare. Sănătatea românilor este pe primul loc și orice relaxare prematură periclitează rezultatele obținute. Iohannis a insistat asupra faptului că nu vom avea în niciun caz un nou lockdown după alegerile parlamentare. Vreau să fie foarte clar. Nu există nicio intenție, eu nu intenționez să promovez instituirea unei carantine la nivel național, un așa numit lockdown, după alegerile parlamentare din 6 decembrie. Deci, repet, nu există nici o intenție de a intra în lockdown după alegeri. Klaus Iohannis a dat asigurări și cu privire la faptul că Bucureștiul nu va fi băgat în carantină pentru că nu se îndeplinesc condițiile din metodologia INSP. Această metodologie este practic un sistem de puncte. În final se face o sumă, iar carantinarea se poate lua în considerare local atunci când punctajul devine foarte mare. Și pentru București încă nu s-a ajuns, din fericire, la un număr de puncte care face foarte probabilă carantinarea. Deci acum, pentru București, nu se discută despre carantinare.